care lucrăm în cadrul Federației Române de Karate, ca să spun așa. Federația noastră de karate de puțin timp este membra familiei olimpice, ca să spun așa. Și rotim. Încă o dată. Gardă. Mâna la umăr și blocăm. La sfârșitul lunii august, Duță Gini Andrei împreună cu Dana Teodorescu au fost la grădinița A din București, unde au împărtășit unor copii lucruri despre sport și mai ales despre karate. Copiii au fost entuziasmați și mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a practica în viitor karate. Atenție, doar ochișorii la mine deocamdată. Pas, lovitură. Pumnii la șoldri. Pune la șoldă timp, da? Am lovit cu dreptul, am stângul la șoldă. O să lovim câteva lovituri de picioare. Eu am brațele sus, mă protejează, dar am lovit câteva lovituri de picioare. Acesta se numește mâna și tuchii. Noi astăzi am încercat să vă arătăm o mică parte din ce înseamnă karateul de competiție, karateul din autoapărare, pentru că, așa cum am văzut și acolo, karateul nu înseamnă doar competiție, da? Am văzut și niște oameni ca un colectiv care au niște probleme și sunt foarte ambițioși. Despre asta este karate, despre ambiție, despre autodisciplină.